Emisiune susținută de Maurer Imobiliare. Ora 20, doamnelor, domnilor, bun găsit! Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Business la Superlativ și vă mulțumesc! În această ediție vorbim despre piața de design interior și vedem exact dacă această industrie poate fi afectată de criza economică. Mai mult decât atât, dacă vorbim despre un butic care cuprinde mai multe divizii, cum ar fi zona de birouri, zona rezidențială și zona de restaurante, Horeca, de ce nu, vedem exact care secțiune aduce profituri ridicate într-o astfel de companie și de business. Este cu noi Natalia Berezovskaya, antreprenor de profil. Bună seara, Natalia, mulțumesc foarte mult! Bună seara și mulțumesc pentru invitație! Sunt multe de discutat în această ediție. Vorbim despre o afacere de familie, înțeleg eu, de la tine, un butic de arhitectură și design interior, dar pentru început vreau să te prezentăm telespectatorilor noștri și să alcătuim profilul tău de antreprenor. Cine ești într-un minut dincolo de business? În primul rând, eu sunt un om foarte pasionat de artă. Eu am început cu designul vestimentar și ulterior am descoperit cumva direcția asta de arhitectură, partea de arhitectură, designul interior. Și cumva am și pornit de la pictură, designul vestimentar și am ajuns să fac și partea de amenajări. Și m-am cunoscut cu soțul meu, care avem acest studio, exact cumva la momentul în care ne-am dat seama că am putea să creiem cu cineva în paralel un business. Nu neapărat tot a fost pe relație, cât a fost și pe partea asta de a gândi o chestie productivă în ambele părți, când piața încă nu era neapărat la cel mai bun nivel economic. Bun. Ce înseamnă asta? Când ați pornit proiectul mai exact? Păi noi am terminat facultatea, cam amândoi am terminat aceeași facultate, cam în 2000, eu în 2011, el în 2010, deci a fost fix după criză. După criză. Da. E foarte important pentru că tu ai un nume polonez, îmi spuneai puțin mai devreme. Exact, chiar dacă exact. De origine ești din Republica Moldova. Da. Visai că o să te muți într-o altă țară, bine, dacă o putem numi așa, că nu e o foarte mare diferență între România și Republica Moldova și mai mult decât atât să începi și un business, practic o nouă viață în România. Sincer, eu când primul pas a fost să intru la facultate și eu am știut că vreau să vin aici la facultate, la arhitectură. Nu arhitectura generală, am venit direct la arhitectură de interior. Deci cumva la mine targetul a fost foarte bine stabilit încă din liceu. Când am ajuns aici, mi-a fost ușor să mă adaptez, pentru că totuși este o țară cu aceeași limbă. Chiar dacă am fost departe de susținerea familiei și așa, am avut ambiții. Ambiția pe mine m-a motivat să încerc. Eu n-am știut unde să ajung. Eu pur și simplu mi-am propus să reușesc. Pe parcurs o să vedem ce s-a întâmplat. Până în momentul de față simți că ai reușit? Da, dar aș putea să fac mai mult. Bun, 14 ani din 2010 până în prezent, da? 14 ani, deja mergeți la liceu cu business-ul. Păi exact, anul ăsta chiar am făcut 10 ani și na, facem și o petrecere de 10 ani. Ați pornit acest business imediat după facultate și întrebarea mea este, în general aici când avem oameni din zona financiară și nu doar, vorbim despre oameni care au lucrat 10-12 ani în corporație și atunci pornesc după aceea cu experiență, cu capital financiar acumulat către un business. N-a fost un risc cam mare, poate o provocare să vă aventurați în acest mers antreprenorial fără o experiență, nu știu, în calitate de expert arhitect în cadrul altui birou înainte? Noi și eu și Octav, într-adevăr, am lucrat la... Eu personal am lucrat într-o corporație pe zona de comercial și retail câțiva ani. Octav a pornit înaintea mea business-ul. El în timpul facultății a lucrat și la un birou de arhitectură, cred că la vreo două. Așa, adică totuși avem o bază din alte, el din studiouri, eu din partea de corporație, să zicem așa, dar tot am făcut partea de design. Dar destul de repede am riscat să pornim business-ul împreună, fără să știm ce ne așteaptă. Noi n-am provenit din familii care au făcut niște afaceri. Noi am provenit și părinții mei și părinții lui din domeniul, cumva au lucrat mai mult la stat, ei nu știu ce înseamnă antreprenoriatul. Ei nu știu. Deci noi de multe ori a fost o frică. Luând în calcul că noi am pornit business-ul exact după criză, dar cred că ambiția,
de a schimba ceva în piață. Asta e important. Cu ce investiție pornește un astfel de business la început de drum? Este o întrebare foarte generală. Noi am pornit-o din pasiune. Adică din 0 lei poți să faci din 0 lei, nu știu, depinde cum o... Depinde ce vrei să faci. Noi, fiind pe zona de servicii, pot să încep cu o investiție minimă. Uh-huh. Pentru că este investiție în calculator, adică în tehnică. Site pe care... Nu neapărat poți să faci site dedicat cu domeniu, adică pe vremea aia, foarte rar cine își făcea site. Acum posibil ar trebui. Uh-huh. Pentru că aici contează în ce segment vrei să te duci. Dacă ești mai mult în segmentul rezidențial, posibil oamenii nu se uită la toate aceste detalii. Dacă vrei să lucrezi corporate, cum este Octav, e altceva. Trebuie să ai o imagine foarte bine pusă la punct și în online și în offline. Uh-huh. De aceea foarte mult contează ce vrei să faci? Reputația contează în business. Știm și de asta cumva, de-a lungul experienței noastre profesionale, ne-am confruntat cu diverse situații și mult din greșelile noastre, nu neapărat din greșelile altora, și apoi am îmbunătățit lucrurile. Iar acum chiar îi încurajăm pe cei care sunt începători, la început de drum, chiar le recomandăm, uite, dacă vrei să mergi într-o direcție, de exemplu corporate, ce ar trebui să faci? Uh-huh. Noi cumva devenim un exemplu, pentru că e un domeniu nou, dacă stăm și ne gândim. Bun, acum este un business de succes, este un business profitabil, în opinia ta? Da, pentru că, în primul rând, s-a schimbat mentalitatea pieței. Dacă un arhitect, acum vorbim așa, dacă faci doar arhitectură generală, oricum tu când faci o casă, trebuie neapărat să apelezi la un arhitect. Pentru că el răspunde pentru acea lucrare. Pentru partea de design interior, este cumva un domeniu nice to have. A fost. Acum a devenit mai must have. Uh-huh. Așa. Doar că în zona corporate, oamenii și-au dat seama care este valoarea unui designer. Și atunci înțeleg investiția acestuia. Pe zona rezidențială ne-am dat seama că merită să investești, mai ales după pandemie, când am rămas acasă. S-au schimbat foarte mult lucrurile. Deci, în ultimii 4 ani, a fost o schimbare colosală. Inclusiv numărul de designer, da? Dacă înainte găseai foarte puțin și nu neapărat erau specializat, te duceai și el făcea de toate, acum s-au schimbat lucrurile. E o piață mai educată. Da, și mai aglomerat, adică e o piață saturată, sunteți foarte, foarte mulți. Eu cred că este foarte potențial mare și în momentul de față contează să ne îmbunătățim noi calitatea proiectelor. Bun, ajungem la structura business-ului, pentru că apoi o să mergem foarte mult pe analiza competiției și pe analiza pieței. Însă, ca să mă uit acum la structura afacerii tale, din ce spuneam încă de la început, sunt trei direcții, divizii, poate cele complete și compacte pe care le aveți, și anume, faceți amenajări interioare pentru zona de office, de birouri, pentru rezidențial, aici vorbim despre persoane fizice, oameni care vor să aibă o calitate a vieții mai ridicată, și evident și pe zona aceasta de business, industrie, restaurante, Horeca, eu știu, cluburi și alte spații comerciale. Care direcție merge cel mai bine? În general, de-a lungul a 10 ani, am văzut că au fost fluxuri. De principiu, clar, comercialul e cel mai bun. Comercialul aici cumva aș lua împreună partea de retail și zona de Horeca, pentru că în unele spații pe care le facem, ei au și partea de vânzare, cumva și partea de servicii. Birourile, știm cu toții ce s-a întâmplat cu birouri și după cum pandemie. Este investiții. Uh-huh. Acum, da, unele corporații mari în continuare investesc foarte mult, dar de principiu preferă să aibă angajați remote, care lucrează remote sau lucrează de acasă, sau hibrid. Pe zona de rezidențial, mă bucură că oamenii au început să investească mult mai mult în confortul lor. Dar personal la noi, cred că partea de comercial este comercial sau Horeca, să zicem așa, pe care eu le iau împreună, este cea mai bănos. E cea mai bănoasă. Mergem către echipă, că mă gândesc că sunteți mai mulți, nu sunteți doar voi doi, adică asta o să și vedem cum se duc mai multe proiecte în paralel. Cum arată echipa internă sau, mă rog, dacă mergem și către colaboratori, câți oameni lucrează alături de voi? Pentru că noi suntem strict studio pe partea de servicii de proiectare, noi avem 6 oameni în total.
dar mai avem în jur de 4-5 colaboratori, tot pe partea de proiectare. Ce am mai dezvoltat și suntem încă în curs de dezvoltare? Partea de project management al proiectului și partea de cumva antreprenoriatul general să implementarea proiectului. Noi acum facem mutarea de la design-proiectare către design and build, pachetul complet pe care asta a fost cerința în ultimii ani, asta încercăm să dezvoltăm și să-i oferim. Bun, e important să vedem cum arată un business de familie, cum vă împărțiți responsabilitățile, cine e mai mult pasionat, să zicem, de rezidențial, cine de comercial și cine e mai mult manager, omul de cifre și cine e mai mult, dacă vrei tu, artistul, creatorul, inginerul, dacă vrei, expertul, specialistul. Eu aș vrea să punctez mai ales pentru designerii care sunt, de cei mai multe ori sunt cuproați tot dintr același domeniu, pentru că se înțeleg cumva. Și o întrebare foarte des pe care am primit-o, cum eu cu Octav reușesc să ducem în paralel viața de personală cu cea profesională. Și recunosc că ca să nu avem discuții în familie, deși oricum ele sunt, că business-ul e împreună, noi ne-am separat pe segmente de proiecte. Deși alții lucrează, separă cumva zona de tip, cum partea din proiect, poate unii fac proiectare, alții fac partea tehnică, noi ne-am separat total pe proiect. Adică eu fac tot ce înseamnă rezidențial, el face tot ce înseamnă comercial, ce include Horeca, birouri și restul spațiu. Deci corporate, să zicem așa. Și la final de lună cineva sau la semestru anual întreabă cine aduce mai mulți bani în casă și totul în companie. Ce aș mai vrea să punctez apropo de chestia asta? Octav este mult mai în primul rând, el e mult mai diplomat decât mine. Eu sunt mai lifestyle, să zicem așa. Bine, nu-i cuvântul cel mai bun care mă descrie, dar eu sunt foarte prietenoasă. De-aia eu în continuare lucrez pe rezidențial și intru foarte mult în contact personal cu oamenii, care, dintr-o parte, nu... mi-e greu să văd doar zona de business. Octav este mai pragmatic, el înțelege ce trebuie să facem, el e cu organizarea, totul la birou e cu organizare, ceea ce e foarte bine. Și el face partea administrativă, eu fac partea de imagine, da? Imagine. Cine aduce clienții? Cine se ocupă de vânzări în compania voastră? Amândoi, dar fiecare pe partea lui. De asta ne-am împărțit. La început, nu știu, alergați voi după clienți, că la un moment dat cred că un client te recomandă sau o lucrare bună, mă rog, dincolo de site, Instagram și ce mai aveți, te recomandă mai departe. Dar până ajungi în punctul în care oamenii vin către tine și sunt dispuși să accepte un preț pe care tu îl impui sau îl negociați, de ce nu, cum faci să ai un portofoliu bun? De exemplu, eu recomand celor la designerul la început de drum să-și identifice nișa. Și tu, în funcție de nișa pe care vrei să o ai, ca și portofoliu de clienți, ca și tipologie de proiecte, tu să-ți dezvolți exact acel portofoliu. Deci tu, dacă vrei să faci rezidențial toată viața ta, sau nu poate nu toată viața, dar o parte din, sau pe viitor apropiat, termen mediu și lung, atunci tu dezvoltă-ți acest portofoliu. Arată-i persoanelor, potențialelor clienți, ce ai vrea să faci. Învață partea tehnică din spate ca să știi cum le dai soluția și după care clientul să înceapă să vină către tine. Dar arată-i că ești măcar pe direcția bună de dezvoltare. Nu încerca să arăți mai mult decât ai putea să duci. Aici este o mare linie fină între... Merg către procesul tău de lucru și te-aș întreba, Natalia, cât durează un proiect de la semnarea contractului până la livrarea lui? Cum ziceam, noi suntem studio de design interior specializat pe proiectare și, în general, proiectele, pe partea comercială, totul este foarte rapid. Acolo, în general, proiectarea trebuie să fie în jur de... Dacă nu este un proiect extrem de mare, vorbim de metri pătrați, peste 500, poate 1000 de metri pătrați, un proiect, atunci proiectarea trebuie maxim 2-3 săptămâni trebuie să fie predată. Ca să fie dată către implementare. Pe partea de rezidențial lucrurile merg puțin diferit pentru că și răspunsul clientelor vine destul de greu. Eu prea personal, uneori prea mult personal și atunci nu, e foarte greu să gestionezi timp. Adică noi deja le dăm niște condiții, vă rog răspundeți, pentru că noi și avem niște termeni contractuali bine puși la punct.
Uneori deviază, dar încercăm să ne ținem după programul pe care l-am oferit clientului. O să mergem ușor-ușor către prima noastră campanie a emisiunii noastre denumită Susținem economia României prin consumul de bunuri servicii fabricate la noi în țară și te întreb și pe tine, Natalia, dacă ești adeptă acestei campanii, stai în România, faci bani în România și te-aș întreba dacă tu contribui la dezvoltarea economică aici prin consumul de fructe, legume sau alte servicii de la noi din țară. Eu, sincer, sunt adepta produselor naționale, inclusiv și prin design. Eu, cu mare drag, îi recomand clienților și producătorii naționali și, cum să zic, câte unul dintre noi care suntem naționaliști, sper să ducem cât mai mult, să dezvoltăm economia țării. Până la urmă, noi suntem buni, noi suntem creativi. Uh-huh. Noi suntem creativi. Asta e bine. Nu ne trebuie doar așa un imbold din spate. Și cu timpul, eu cred că o să dezvolte și mai mult. Bun, pentru că am răspunsul tău cu privire la această campanie și este unul care ne place foarte mult aici la 7 TV. Îți propun ca împreună cu telespectatorii să urmărim prima noastră campanie de susținere a economiei românești și revenim aici la Business la Superlativ. Lucrăm cu români, cu familii române, avem o firmă 100% cu acționariat și cu conducere românească și cu brandul românești. Eu consider că acest tip de colaborare și economia colaborativă este de fapt succesul în business-ul de modă. Cred că e momentul, în al 12-lea ceas măcar, să începem să construim companii românești puternice care să le concureze și să uităm la un moment dat să nu mai vorbim despre multinaționale. În primul rând, plătim taxe, angajăm oameni, ne aducem o contribuție importantă la creșterea economiei ca orice antreprenor. Suntem astăzi o organizație matură și suntem extrem, extrem de încrezători în viitor, deoarece activitatea companiei noastre are legătură cu ceea ce înseamnă dezvoltarea umanității în perioada următoare. Am căutat variante și avem și furnizori alternativi și în România. Am vrea să mutăm totul aici. Atât timp cât generezi, normal că și câștigurile sunt pe măsura ceea ce generezi. Am revenit din nou la Business la Superlativ în toate rețelele de cablu a 7 TV, dar și în zona de online pe canalul nostru de YouTube Live și pe site-ul nostru a7tv.ro la secțiunea Live despre afaceri fabricate în România care produc valoare adăugată și până la urmă contribuie la o calitate mai ridicată a vieții. Natalia, în continuare alături de noi, vorbim despre această afacere a voastră pe care ați fondat-o împreună și la care lucrați cu drag și cu voință către dezvoltarea proiectului. De ce nu? Aș vrea să abordăm și zona de prețuri. Cum vă situați în piață? Nu știu, dacă e un tarif pe metru pătrat sau dacă e un tarif pe proiect, care este de fapt marja voastră de prețuri? În general, piață și cumva facem parte din piață, se practică prețurile pe metru pătrat. Noi cumva am combinat de-a lungul timpului, adică pe partea de proiectare luăm într-adevăr cost pe metru pătrat, dar el depinde foarte mult de tipologie de proiect, suprafață, termene și tipologie de proiect la modul este comercial sau rezidențial. În general, pe partea de proiectare, și aici vorbim de estetică și partea de PT-uri, partea tehnică, prețurile sunt pe partea de comercial în jur de 20 ca porneți de la 20 de euro pe metru pătrat. La partea de rezidențial, pentru că lucrăm destul de mult pe segment clasic, neoclasic, prețurile pornesc cam în jur de 50 de euro pe metru pătrat și ajung mai mult, în funcție și de servicii. Pentru că noi suplimentăm ulterior serviciile cu supravegherea proiectului, project managementul, urmărirea în timpul implementării. Cumva aici se situează exact prețul. Doar proiectare, nu și amenajarea efectivă, adică nu la gata? Noi întotdeauna, noi oferim, asta ce ziceam, noi dezvoltăm segmentul ăsta de design and build. Pe partea de comercial, noi lucrăm cu antreprenorii generali care oferă serviciu complet. Acolo întotdeauna se discută pe bugetul de investiții totală. Pe rezidențial, de încă, educăm piața să ne zică realist care este bugetul de investiție. Oamenii fug de această întrebare. Dar ei nu realizează pentru că dacă nu ne transmit niște informații de buget, noi nu știm ce să le propunem.
Și aici este cât e vorba de educație. Puțin, dar eu sunt sigură că oamenii deja au început să înțeleagă, pentru că întrebarea asta nu e mai speriat atât de mult cum îi speria acum, nu știu, 5 ani în urmă. Bun, pentru că am vorbit despre segmentul de preț, ține foarte mult de poziționarea și în piață, a voastră ca jucător important, dar și de zona de client, inclusiv de zonele fizice, da, de adresele din București, dacă aveți clienți doar din București, o să-mi spui, sau și din țară, pentru că sunt convinsă că unele sunt prețuri pentru zona Dorobanți, Floreasca, fie pentru spații comerciale sau locuințe, altele sunt pentru, eu știu, zona Pantelimon sau Berceni. Sincer, noi nu facem diferența din ce zonă este clientul, noi facem doar diferența costului în funcție de tipologie de proiect. Rezidențial, comercial. Asta e. E același. Cum ziceam, un cost, când îl formezi un cost, nu-l formez doar că avem proiectul, ni s-a dat un plan și atât. Noi trebuie să înțelegem nevoia clientului. Și cum ziceam, prețul se calculează în funcție de suprafață, timpul pe care îl avem pentru a-l implementa, pentru că dacă un client pe comercial și vine și îmi zice eu într-un lună trebuie să mă mut, atunci trebuie să calculăm. Ok, oprim tot, îl ajutăm, dar costul este diferit. Deci sunt cu niște compromisuri. După care stilul de amenajare, după care și stilul de investiții și suprafață. Și atunci e foarte mare variabilă. Eu nici nu pot să dau un cost. Eu zic cumva de la, dar poate să pornească până la. De exemplu, cel mai, după experiența mea pe rezidențial, eu am cerut cel mai mare cost de până acum, a fost de în jur de 120 de euro pe metru pătrat. Foarte important să ne uităm și la zona aceasta de criză economică. Ne apropiem ușor-ușor de o pauză publicitară și cel puțin pe direcția ta de rezidențial, de locuințe. Aș vrea să întreb dacă o criză economică, care în general afectează prima dată piața imobiliară, vă impactează. Sigur, nu se mai construiește, probabil nu se amenajează, dar poate sunt clienții care vor să schimbe calitatea vieții și de ce nu estetica locuinței. Acum eu nu știu dacă o să mai fie vreodată o criză fixă la fel cum a fost criza din 2008, care foarte mult a afectat zona imobiliară. Cu siguranță sunt valuri și asta observăm și vin destul de des, doar că aici vorbim și de potențialul oamenilor financiar, potențialul financiar. Cei care au bani, ei întotdeauna o să investească pentru confortul lor. Ok, poate nu să se arunce cu banii, dar ei preferă să investească în confortul lor, în produse de calitate, decât să ia ieftin și rău. De asta eu nu cred că o să mai vină vreo criză. Aici pot să, este părerea personală, că o să vină o criză similară cum a fost în 2008. O să vină diverse valuri economice, dar care va tria clientul. Pe de o parte va tria mult mai bine, pentru că cei care, cum ziceam, vor să investească în confortul lor, o să investească indiferent de ce se întâmplă. Cei care, într-adevăr, amenajarea este pe ultimul plan din perspectiva lor, ei nu o să investească. Iar pe zona de comercial, vă zic eu că întotdeauna o să investească, pentru că și-au dat seama oamenii că o amenajare nu este doar despre estetic, este de vorbă de consumul de energie, cum îl scadem, pentru că vorbim de cheltuieli și tehnologie există acum, deci e numai bine de pus în practică, pentru că există sisteme de smart home care nu sunt doar pentru case, și pentru zona comercială. Există materiale care sunt mult mai rezistente, prefer să investești de la început și după care îți recuperezi costul mult mai repede. Deci dacă educi puțin clientul și îi explici aceste detalii, el își dă seama că mai bine apelează la un specialist ca noi, care vine cu toate soluțiile astea și până la urmă se recuperează investiția mult mai repede. Bun, e foarte important această discuție completată cu informații financiare actuale. O scurtă pauză de publicitate, doamnelor, domnilor, și revenim aici la Business la Superlativ.
Am revenit în continuare la Business la Superlativ despre afaceri creative cu impact în economie și în societate. Discutăm în continuare un subiect foarte, foarte important. Mergem acum să ne uităm și la piață, pentru că vom îmbina aceste elemente de structura buticului vostru cu ceea ce se întâmplă în piață. În general, cel puțin pe zona de rezidențial, sunt clienți care au lucrat cu un alt arhitect al butic de arhitectură și vin către voi sau, din contră, vă părăsesc pe voi pentru un competitor. Ce am observat din feedback-ul din piață, nu este foarte clar ce face exact un designer, un arhitect de interior. Că arhitectura o lăsăm la o parte, pentru că arhitectura e foarte clar. El ce semnează, aia construiește. Pe partea noastră de arhitectură de interior și design de interior, nu este clar care este serviciul nostru. Și atunci nici clientul nu știe ce să ceară. Adică noi ce facem? Doar partea estetică, vizualuri, 3D-uri, cum toată lumea le știe, dar se poate implementa și atunci este de datoria noastră, vorbim la general, toată comunitatea noastră, să explicăm clientul pentru ce plătește și ce oferim noi la final. Aici e vorba de dezvoltat fix segmentul ăsta și atunci facem diferența. Care este un arhitect de interior bun? Ce oferă el față de unul care face doar niște randări? E important, dar dincolo de aceste elemente pe care doar un profesionist le știe, un om care vrea să schimbe anumite elemente în locuințe, nu se pricepe la acest lucru și de multe ori sunt încercări pe timp, pe spațiu și pe banii omului. De asta noi și explicăm. Sunt multe cazuri când ne sună clienții și ei cer niște lucruri, adică ei ar vrea să facă, doar că potențialul lor financiar ne dăm seama că nu îi ajută. Noi atunci, în cazul ăsta, chiar îi recomandăm pe ce cumva surse să se ducă să documenteze sau să-și facă calcul în așa fel, cum ziceam puțin mai devreme, cum investești. Că posibil merită să investești cu un buget pe care îl iei poate și prin credit în unele cazuri, mai ales pe zona de business, dar investești în calitate ca ulterior să te țină mai mult. Cumva educăm. De datoria noastră este să educăm. Cred că pe toate segmentele este important să educăm. Bun, vorbeam acum despre o direcție și mai importantă, să ne uităm un pic și la tendințele de consum, pentru că vreau să vedem la ce interval de timp schimbă omul fie locuința, fie esteticul locuinței. Ce am observat în jur de 10-15 ani. Uh-huh. Asta pe zona de rezidențial, pe zona de comercial, 2, 3, maxim 5. De ce? Pentru că este trafic intens. E trafic intens. Și chiar dacă ți iei materiale cele mai bune, acum vorbim de depinde de trafic. Poate inclusiv și la hotel. Asta cred că nu i-a observat. Când mergeți într-un hotel, aveți sigur un hotel care vă place și reveniți la o anumită perioadă. El, dacă este foarte utilizat și nerenovat în timp, nu-ți mai place acolo. Adică contează, cum să zic, și serviciile, dar contează și cum arată. Uh-huh. Și în localuri la fel. Și în zona medicală la fel. Pentru că este trafic și se deteriorează mult mai repede. În casă, dacă tu ții perfecțiune și nu atingi nimic, poate să te țină și 20 de ani. Te plictisești doar de design. Foarte important și mergem și mai departe. Câte proiecte puteți duce în paralel? Că vorbim despre rezidențial sau de comercial. Adică un specialist ca tine semnează, proiectează, livrează într-un anumit interval, dar cu câți clienți poți lucra? Pentru că proiectele noastre nu sunt toate la același stadiu. Noi nu le începem toate în aceeași perioadă. Unele sunt pe partea de proiectare, altele sunt pe partea de implementare. Și noi ce am observat noi la birou și cum ziceam, avem aceste două divizii, rezidențial și comercial, eu țin în jur de 4, 5, 6 maxim de proiecte și pe comercial cam tot așa. Tot așa. Deci în jur de 12 pe tot studio. Cu colaborator, deci nu tu da, capoare. Da, pentru că noi, cum ziceam și mai devreme, noi foarte mult ținem la pachetul complet. Uh-huh. Adică chiar dacă îl externalizăm, facem partea de proiectare, dar noi coordonăm și partea de implementare și ne asigurăm că tot ce am propus iese la final exact așa cum și-a dat ok-ul clientul.
Asta e foarte important, că spuneai cam la 10-15 ani o familie, un cuplu, o femeie, un bărbat schimbă stilul locuinței, amenajarea. Acum, sigur, ne-ai dat niște costuri, da, prețuri pe metru pătrat, dar cât pot să plătesc pentru apartamentul meu, ca să înțeleagă oamenii? Dom'le, uite, vreau o schimbare în viața mea, vreau o schimbare în general și în locuință și în zona mea profesională și în creșterea mea și o să vedem cât mă costă să-mi schimb mobilierul și în același timp consultanța în domeniu. Deci, la noi, după calculele noastre, dar asta le-am făcut de-a lungul timpului, mai ales după schimbările economice din pandemie, unde prețurile au crescut mult mai rapid decât era până în 2020. Pe partea de comercial, costurile pornesc, din, cum ziceam, din calculele noastre, cam sunt peste 600 de euro pe metru pătrat. Asta este investiția minimă pentru un proiect la cheie. Pe partea de rezidențial, eu sub 1500 n-am mai ieșit. Bun, da, per total, nu știu, 5.000-7.000 de apartament, avem, da? Avem 100 de metri pătrați în mulțim okay. 1500, ne iese 150.000 de euro. Cam pe așa. Rezidențial, da. Uh-huh. De amenajat. Da, la cheie. La cheie. Tot, care intră cam tot. Uh-huh. Și au oamenii din București bani pentru aceste lucruri? Au oameni, au. Contează cum îi distribuie. Banii se produc. Exact. Este vorba de confortul lor. Bun, spuneai că această criză nu va afecta business-ul vostru, deși va fi la un moment dat o restrângere economică și cu siguranță oamenii vor mai tăia din cheltuieli care sunt nu neapărat de bază sau, eu știu, ultra necesare, precum, nu știu, hrană, alimentație și poate sănătate. Dar te-aș întreba dacă este un business, să zicem, sezonier, pentru că e foarte clar că poate nu durează chiar 10 ani de la preluarea unui client, logic, și poate revine la tine clientul respectiv cu care ai lucrat în prezent peste un deceniu. E un moment din an cel mai bun, cel mai profitabil pentru voi sau perioade mai scăzute, nu știu cum ar fi ianuarie și august? În general, primăvară și toamnă e cea mai productivă perioadă din an. Dacă până în 2020 mi-aduc aminte foarte clar cum evolua anul. Și vara era cea mai aglomerată perioadă din an. Ei, acum vara este despre concedii, dar toți își iau concedii. Și acum ce am observat, dacă este concediu, nu mai răspunde nimeni nimic. Iar când înci revin din concediu, toată lumea vrea să mute până de sărbători. La noi deja este condiția, nu ne mutăm de sărbători dacă nu ați venit cu minimum 9 luni, am zis corect? Minimum 9 luni, adică să avem măcar un 9 luni ca să implementăm pe rezidențial. Adică din martie pentru decembrie. Da, deci trebuie să vină la primăvară ca să știm sigur că ne mutăm cam de Crăciun pe rezidențial, pentru că acolo durează mai mult. Și pe comercial un 3-4 luni, dar vorbim cu tot cu implementare. Uh-huh, uh-huh. Durează ceva, lucrați mult la un proiect, practic ne-ai și dat un termen de livrare. Avem proiecte care durează și câte 2 ani? 2 ani. Da, pentru că e vorba și de construcție, adică facem și parte de modificări de arhitectură și cumva depinzi de autorizații, de diverse alte detalii care te blochează. Cum va arăta piața în viitor, peste 5 ani, de exemplu? Eu cred că mai bine, pentru că, cum și discutam mai devreme, oamenii au înțeles valoarea noastră, au înțeles valoarea, în general, a amenajărilor, a arhitectului. Deci eu cred că o să se schimbe spre bine, indiferent de ce fluctuații economice vom avea. Bun, dar dacă ne uităm acum la materiale și la tendințe, faptul că, nu știu, poate se poartă casele mai mult din sticlă, implică anumite costuri de amenajare? În general, materialele influențează foarte mult costurile. De asta există alternative. Iar un specialist bun știe să-ți jongleze bugetul în așa fel ca să nu piardă din calitate și nici din estetic. Ei, aici sunt niște trucuri care teoretic le înveți. Dacă ești bun, le înveți. Și asta cred că în orice domeniu poți să zici. Dar, da, aici trebuie de dezvoltat mai mult. Clienții voștri sunt doar din București, din capitale sau la nivel național? Nu, lucrăm cam prin toată țara, am lucrat și proiecte și în afara țării. Și în afara țării unde mai exact? În Spania, în Dubai, dar acolo am făcut mai mult partea de proiectare, nu am făcut și partea de execuție. Bun, și cu cât se naște o nouă piață imobiliară, cu atât e bine și pentru voi, adică acolo vedeți că există un nou dezvoltator, vă bucurați, nu?
Da, dar acum și contează și dezvoltatorul cât de deschis este să ofere calitatea pe care el și-o dorește. Că, de exemplu, noi nu lucrăm pe rezidențial, eu nu lucrez cu orice tipologie de proiect. Dar fac diferența, de exemplu, dacă vine un client și își dorește și ia mai multe apartamente de investiții pe care îl dă sub formă de regim hotelier, este un tip de proiect pe care și investiția este diferită, și altceva când dezvoltatorul vinde clientului final apartamentul și el mai departe nu se ocupă și pe el nu îl interesează. E aici discutabil, dar da, pe noi clar că ne avantajează când piața imobiliară este în creștere. Bun, e foarte important să mergem și către responsabilitatea cu care lucrați în această industrie creativă, dar mai ales să mergem către responsabilitatea socială în afaceri, și te-aș întreba cum ajută afacerea voastră, activitatea voastră profesională, societatea românească. Noi suntem un business românesc. Suntem un business de servicii și cumva întotdeauna scopul nostru a fost să îmbunătățim viața oamenilor prin serviciul pe care îl putem oferi. Inclusiv vorbim nu doar de casele lor, pentru că poate casele sunt personale și le văd doar clienții care locuiesc acolo, dar vorbim și despre spații comerciale pe care oamenii se bucură când ies în oraș. Și pot să, chiar, adică e o atât de mare plăcere să vezi când un client sau poate clientul indirect se duce într-un spațiu și zice: uite ce românul nostru poate să facă ceva frumos. Adică e o satisfacție pe care mi-e greu să o explic, dar presupun că înțelegeți. Bun, pentru că am răspunsul tău, îți propun ca împreună cu telespectatorii să privim împreună o campanie de responsabilitate socială în afaceri și revenim aici la Business la Superlativ. Dacă tu ai avut o viață împlinită și dacă tu faci bani și businessul tău face bani, ești obligat social cumva să dai înapoi și societății de unde ai plecat și unde te-ai format. Eu m-am dus spre copii. N-ai cum să nu reacționezi, n-ai cum să nu dai societății ceva înapoi. Eu întotdeauna pornesc la ideea că orice lucru pe care îl facem bine astăzi, putem să facem mai bine mâine. Am avut întotdeauna mici proiecte de susținere a copiilor cu dizabilități. M-am gândit ce anume putem să facem în așa fel încât să rezolv propria mea problemă, a structurii mele și a colaboratorilor pe care, la rândul meu, fără să vreau, i-am încurcat. Ar trebui să investească un pic mai mult în ce înseamnă sănătate, prevenția și sănătatea copiilor. Sunt lucruri foarte simplu de făcut, da, necesită într-adevăr o investiție. Trebuie să rămâi în permanență, să fii echilibrat, să știi întotdeauna că decizia pe care ai luat-o să duci la capăt. Părerea mea personală este că chiar dacă e greșită, dar trebuie să mergi până la capăt, și chiar dacă îți dai seama că poate a fost greșită, să și recunoști. Din nou la Business la Superlativ, o afacere creativă, un business modern cu perspective importante de viitor, și mă întorc la tine, m-aș duce din nou către zona interviului de personalitate în business și te-aș întreba cum iei tu deciziile, ești un profesionist care decide mai mult rațional sau emoțional? Eu recunosc mai mult, merg pe emoție, de asta lucrez mult pe rezidențial, în schimb îl am pe Octav, Doamne ajută, care el este mult mai rațional și pragmatic. Ne-ai spus lucrul acesta, dar era foarte important să vedem și decizia ta și care ar fi valorile după care te ghidezi tu, principiile de business, după care îți iei deciziile și atragi clienți. Recunosc, pe partea de business, pentru mine este ceva destul de nou. Pentru că când am pornit această afacere, am dus-o foarte mult pe emoție și pasiune. Acum, de când avem echipă, dezvoltăm echipa, externalizăm părți din business, ne-am dat seama că la bază nu suntem antreprenori. Învățăm din greșelile noastre și chiar de un an și ceva, vorbind cu Octavia, am zis: trebuie să investim foarte mult în noi, să ne dăm seama ce înseamnă și business cu adevărat în domeniul respectiv. Așa că acum, asta este țelul, să vedem cum putem să îmbunătățim și mai bine lucrurile intern ca să fie oamenii motivați, nu doar
prin proiecte, să fie motivați că fac parte din această echipă, că ei văd valoarea noastră. Lucrăm la asta. Lucrați la lucrul acesta. E important să vedem și direcția de investiție pe care o derulați în continuare, să vedem unde merge mai mulți bani, nu știu, în promovare, în alte aspecte în businessul vostru. În general, cumva, da, destul de mult se... și energia, cumva, și bugetul se duce mai mult pe partea de promovare. Deși avem clienți recurenți, având echipă deja mai mare, înseamnă să aduci un volum mai mare de proiecte. Plus, încercăm să, să diversificăm portofoliul. Niciodată n-am fost adepți proiectelor care sunt copiate, merg pe bandă rulantă. Întotdeauna am vrut să ne... să ne diferențiem prin personalizarea fiecărui proiect, ceea ce înseamnă o investiție mult mai mare de timp, energie, dar eu cred că prin acest aspect ne ajută să atragem clienți. Deci, până la urmă, tot, cum ziceam, să răspund la întrebare, da, marketingul este cel mai bănos. Cel mai mare cost. Exact. De casa voastră cine s-a ocupat? Eu. Și de prima și de a doua, pentru că, dar noroc că suntem pe aceeași lungime de undă și a fost ușor să luăm decizii când lucram la proiect. Bun, și sunteți mulțumiți? Adică l-ai împăcat și pe partenerul de business cu amenajarea? Da, el a fost cu partea de bugetare, eu am fost cu partea estetică și funcțională deja pus în practică. Deci, practic, un proiect a fost și acesta. Da, și este destul de mare provocare. Recunosc că oricine ar spune că când ești într-același domeniu și încerci să-ți faci ție acasă, e foarte ușor. Nu, la un moment dat chiar am rugat colegii de la birou să ne ajute pe niște detalii, pentru că eu eram blocată. Exact ca și un client, eram blocată. Și atunci am cerut ajutorul colegilor să ne dea idei cum am putea și ne-au luat exact cu întrebările astea cum facem noi cu clientul, adică psihologic. Deci dacă a fost ca un proiect de business, i-ai facturat, nu? Da, oricum am plătit. Asta e foarte important, să ne și spui cum arată exact, nu știu, de exemplu la mobilier, la stil de amenajare, cum l-ai descrie? Noi ținem foarte mult la funcționalitate. Deci chiar dacă designul este egal cu estetic, că așa toată lumea se raportează, că vorbim, intrăm pe Pinterest și vedem poze frumoase, dar întotdeauna am pus accent pe funcționalitate. Primul apartament era mult mai elegant, dar ne-am mutat de acolo. Acum am zis, hai să-l facem mai curat, deși îmi plac mult mai mult stilurile clasice, dar spațiul nu ne-a permis, sau arhitectura spațiului. Și atunci am preferat să ascundem defectele spațiului și să scoatem în valoare tot ce s-a putut din acel apartament. Deci chiar ne-am pus... cum să zic, o provocare, pentru că a fost o provocare foarte mare. Mergem ușor către tendințe în acest domeniu și e important ca oamenii care ne urmăresc în acest moment să beneficieze de aceste informații de la tine. Amenajăm locuința noastră în funcție de personalitatea noastră, în funcție de vârsta noastră, în funcție de membrii familiei, în funcție de profesia noastră, de stilul nostru de viață? Uite, asta cu stilul de viață, ai punctat-o foarte bine. Întotdeauna mă raportez la stilul de viață a persoanei care vine către noi. Și dacă intrăm în detaliu cumva de psihologie, designul la bază tot este, are o bază foarte solidă pe partea de psihologie. Dacă identifici omul sau familia, depinde câți membri al familiei locuiesc în acel spațiu, tu poți să generezi atât un proiect, atât estetic, cât și funcțional. Deci întotdeauna se ține cont de stilul lui de viață, de ce își dorește, pe ce perioadă face investiția și buget investiție. Bun, și stilul care este cel mai căutat pe zona de rezidențial este, nu știu, cel minimalist? Acum trendul este Japan de wabi-sabi de vreo câțiva ani, cred că mai încoace din... Ce înseamnă asta? Mult alb? Mult bej, dar da, minimalismul care e mai rustic, aș zice eu, adică cu finisaje mult mai brute,
reîntoarcere către natură. Către natură. Deci asta cu design biofilic, plante, multe plante. Deci noi în pandemie am rămas acasă și cei care nu au avut posibilitatea să aibă o curte a generat acest stil, acest trend care durează și acum. Anume să aducem natura. Pereți cât mai bruți cu tencuială rustică, lemn poate cât mai brut cu noduri, nu mai vrem lemn finuț așa. Cumva culori foarte naturale, maxim un cărămiziu așa de accent verde, multe plante, multe textile din bumbac sau in. Da, s-a schimbat foarte mult trendul. Nu neapărat că toți merg după trend. Trendurile știm foarte bine că ele se schimbă la o perioadă de timp. Noi nu ținem la trenduri neapărat. Ne adaptăm în funcție de nevoia clientului, dar și recomandăm ce stil s-ar potrivi lui ca stilul de viață, dar și după arhitectura spațiului. Bun, dacă la spații comerciale poate sunt niște reguli, de exemplu vine o franciză, un brand internațional de haine, cam trebuie să mergi în acea linie, se cam știu lucrurile, sau un spital, dacă vrei tu, o clinică medicală, dacă nu, un restaurant, pe aici nu prea sunt variațiuni sau poate se prezintă o variantă intermediară. Ce se întâmplă la locuință? Aveți și situația, sau cel puțin tu, în cazul în care te-ai întâlnit cu mine, zic da, merg pe mâna ta și la jumătatea drumului, parcă nu prea îmi place sau a schimbat sau vreau să vin cu ideile mele care n-au nicio legătură nici cu stilul de implementare, nici cu estetica bunului simț. Să știi că pe mine foarte mult m-a ajutat perioada cât am lucrat în corporații. Pentru că o iau foarte corporatist când vorbesc cu un client, chiar dacă este prezidențial, și o iau foarte personal. Noi identificăm tot ce îți dorești. Adică nu putem să pornim un proiect când îmi zici eu vin și vreau, eu îți dau proiectul și ne vedem peste câteva luni. Nu, noi trebuie să colaborăm. Noi ținem foarte mult la colaborare și începem să-l identificăm pe client. Dacă nu știi ce vrea, începem să dăm alternative și începe să aleagă din acele alternative. Și așa identificăm ușor, ușor, ușor ce își dorește. Există excepții în care clientul chiar nu știe ce vrea. Și de cele mai multe ori este un proiect care nu duce nicăieri și preferi să renunți. Sau mai bine renunți de la început la genul ăsta de proiect. Dar dacă ești foarte bun psiholog și la un moment dat designerul trebuie să devină un bun psiholog, identifică nevoia ca să știi ce să-i propună. Bun, către final ajungem ușor, ușor și aș întreba ce înseamnă pentru tine conceptul de business la superlativ. Este un business care să-l faci din pasiune, pentru că pasiunea te face să te trezești a doua zi, să te bucuri de ce ai bifat, de exemplu, în acea zi și pe în acea perioadă. Și aici, poate iarăși o zic foarte personal, eu țin la clienții fericiți. Deci un business la superlativ este când un client este fericit. Foarte frumos spus și chiar foarte scurt, o calitate pe care crezi tu că ar trebui să o aibă o femeie de afaceri tânără. Da, eu țin la asta și în continuare o să devină, nu doar o să devină, este un motto. Adică să-și facă clientul fericit indiferent de domeniul în care activează. Da, asta este cred că cheia succesului, că până la urmă atâta timp cât clientul este mulțumit, dar aici vorbim nu călcăm orgoliile noastre sau imaginea noastră. Vorbim de a îmbunătăți lucrurile în piață. Am vorbit foarte mult despre piață și vrem să o îmbunătățim. Foarte frumos, îți mulțumesc foarte mult pentru participarea ta la Business la Superlativ și îți doresc succes. Mulțumesc la fel. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Soian și vă dau întâlnire luni la aceeași oră 20, dar la emisiunea de actualitate la zi. Rămâneți în continuare pe A7 TV, deoarece de la Fix vă așteaptă colegul meu Adi Călin. Să aveți o seară excelentă și A7 TV, urmăriți în continuare acest post pentru că este sursa dumneavoastră de încredere. Emisiune susținută de Maurer Imobiliare.